Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a podcastului Viața pe Contrasens. Numele meu este Cnea Dobocan, iar invitatul meu de astăzi este un domn cu totul special. Un domn care și-a început cariera în modă în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus. Un an mai târziu a devenit cel mai bun manechin în Europa, la Frankfurt, în Germania. După aceea a urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano, sub coordonarea celebrului Gianni Versace. A lucrat 6 luni de zile în atelierele de celebrului designer, după care s-a întors în țară și a fost coordonator de stil, director de stil al casei Europa din București și un an mai târziu și-a deschis propria casă de modă, Delphi. De atunci are peste 300 de premii naționale și internaționale. Așadar, invitatul meu la Viața pe Contrasens este domnul Cătălin Botezatu. Bine ați venit! Vă mulțumesc, Cnea, pentru invitație. Să știi că foarte multă lume mă invită la podcasturi. Refuz, odată pentru că n-am timp, doi pentru că nu mai vreau să merg la podcasturi, dar pentru că tu ești din Oradea și Oradea este orașul meu de suflet și suntem aici, cum spune la mine, acasă la prietenii mei de la Amabi, unde eu colaborez, am găsit aici niște oameni extraordinari, am acceptat invitația ta, repet, pentru că nu mai fac podcasturi și pentru că, da, vreau să orădenii să știe anumite lucruri despre mine. Așa cum ai spus tu, trebuie să fac niște mici rectificări. N-am început la Casa de Modă Venus, am început la Centrul de Cercetare al Industriei Ușoare. Am fost printre primii manechini cu carte de muncă, după care aveam colaborări la Casa de Modă Venus, la UCECOM și ADESGO. Contrar tuturor aparențelor, nu m-am lansat la Venus și nu doamna Zina, așa cum toată lumea, Dumnezeu să ierte, a fost cea care m-a lansat, ci APACA, sub egida căreia am făcut sute de show-uri și, într-adevăr, la angajarea, la numai 2 luni după ce am fost angajat, am câștigat în Germania primul premiu pentru cel mai rapid și cel mai bun manechin european, lucru care m-a propulsat foarte, foarte tare și foarte repede în industria de fashion din România și nu numai, internațional. Dar, pe urmă, imediat după Revoluție, am devenit primul director și primul creator al primei case de modă privată din România, Casa de Modă Europa, și restul ai spus tu. Dar cred că astea deja sunt cunoscute. Asta spune Wikipedia. Spune-mi, cu ce ocazie prin Oradea au fost foarte multe știri în care chiar s-a vehiculat sau s-a scris că ai cumpărat un apartament și locuiești la Oradea? Păi nu, în primul rând sunt la mine acasă la Amavi. Amavi este familia mea, proprietarii, doamnele de la Amavi. Tot ce înseamnă Amavi înseamnă prieteni, în primul rând, familie și familie profesională. Am descoperit aici niște oameni cu care pot face lucruri minunate. Am descoperit în această fabrică utilaje pe care nu le-am văzut în nicăieri în lume. Am descoperit pentru că nu vreau să-i laud sau faptul că noi colaborăm să fie o laudă, dar ceea ce fac ei, faptul că ei lucrează cu branduri grele, cum spun eu, ghilimele spus că aici avem voie scad dinții, că numai când auzi cu cine lucrează, Moschino, Armani, Off-White, Balmain, Escada, sunt 10 de branduri internaționale care au ales să lucreze și uite, și eu, nu că am ales eu, ne-am întâlnit, a fost dragoste la prima vedere și din acel moment am hotărât să meargă cu mine la Paris, la New York, la săptămâna de modă la Paris, la New York, colecțiilor, pentru că sunt extraordinare și facem lucruri minunate, au fost primite foarte bine la aceste prezentări. Am fost la New York inclusiv la cele târg coterii, cele mai mari târg de fashion din lume. Iar, ca să-ți răspund punctual, în afară de Amavi, la care vin, repet, ca acasă și ca la niște prieteni dragi, prietene dragi și prieteni dragi, am foarte multe prezentări. Am colaborări și cu alte branduri, branduri de încălțăminte. Onoare cei de la Benvenuto și Enzo Bertini, sunt prieteni de zeci și zeci de ani și cu ei am foarte multe evenimente. Am foarte mulți prieteni buni, mă simt foarte bine. Iubesc orașul pentru că arhitectura acestui oraș, această mică Viena, pe mine mă fascinează ori de câte ori vin. Pe această cale, cred că aș putea să spun edililor,
prefectului, primarilor, primarului că sunt extraordinari și că fac lucruri mișto, chiar dacă uneori urădenii nu înțeleg de ce se sparge, de ce durează, pentru că orice edificiu măreț se clădește cu sacrificii, de data aceasta vor fi niște sacrificii de timp până se fac tot felul de pasaje, tot felul de... Dar în rest trebuie să recunosc că orașul ăsta arată mai bine ca multe alte orașe din România și nu numai. E frumos, așa cum spuneam, e călduros, e primitor, se mănâncă foarte bine, am niște locații în care eu zic că sunt de top, unde mănânc alegria, best, the best, mai ales că se și fumează, că pot să spun asta aici la tine. Apoi în cetate, unde au cea mai bună ciorbă de perișoare la Corsaru, iar pentru divertisment, view și mâncare, bineînțeles, rămâne locația de pe Criș, care pentru mine, pentru view, iară se fumează, pentru mâncare, Rivo. Antren, voi, dar trebuie să mai spun că mai e nevoie. Mai aveți nevoie de locații, de divertisment, lumea n-are unde să... Și ambasadorul, unde acolo se fac niște petreceri huge, foarte frumos, și acolo am niște prieteni extraordinari. Dar mai e nevoie, mai e nevoie de un club pentru tineret, pentru oameni din, eu știu, peste 30-40, care au nevoie. Eu știu că o să spuneți, nu sunt consumator, dumneavoastră, sau... Ba da, sunt consumator, sunt turiști, e onorat turistic, se fac manifestări, vizitora de a face niște manifestări fabuloase. Și fericitul asta pentru ceea ce face, ce fac, dar mai e nevoie puțin antren. În rest, este orașul în care, da, aș vrea să-mi petrec weekend-uri, să vin atunci când am timp și, da, sunt în căutare, Rodi a zis că o să mă ajute, de un apartament pe undeva, aș vrea ceva nu mare, pentru că vreau ceva cochet. Îmi plac apartamentele, așa am și la București, apartamente înalte, ce tip penthouse, înalte. O să mi-l fac așa după bunul meu gust și să fie cum accentat. Sunt în căutare, am promovat până nu te unezi un complex de blocuri extraordinare, nemaipomenite, pe care vi-l recomand în continuare și în care, da, am o proprietate, dar aș vrea ceva central. Sperăm. Cred că lumea a înțeles despre asta. Sunt cu un picior în Oradea, dar vreau să fiu și cu celălalt, efectiv mutat, să spun că merg acasă la Oradea și nu că n-aș iubi hotelurile. Pentru că am să știi că am și hoteluri aici pe care le iubesc foarte tare. Bună oară, hotelul în care locuiesc, chiar dacă e în renovare, nu e în renovare și va fi cel mai frumos hotel, este hotelul meu de suflet. Se știe cel din centru, vis-a-vis de teatru. Am lucruri preferate, am oameni preferați, am tabieturi aici, sunt ca și în București. Ne bucurăm mult să auzim asta, pentru că tot vorbim despre tine despre și Astoria, despre... E vorba ca să Astoria, nu zic Astoria, că nu zic idei, că iubesc și știu și am niște apartamente acolo când stau în Astoria, ceva frumos. Iar acum, atenție, se renovează, va fi top. Am zis. O să se bucure familia Micula. Sunt foarte buni prieteni, sunt niște oameni speciali. Să știi că chiar dacă sunt tot felul de bârfe uneori negative vis-a-vis de niște oameni care fac lucruri, eu... am avut satisfacția să găsesc produsele lor, sunt consumator. Nu le fac reclamă, nici măcar nu știu, m-am întâlnit toată sau de două ori. Produsele pe care ei le fac, de la dulciuri până la tot felul de alte produse, sunt foarte bune. Uneori când mi-e foame, să știi că cobor din cameră și fur de jos, în ghilimele spus, din rasterele acelea, tot felul de produse, chipsurile acelea cu pui, cu aromă de pui, sunt fantastice. Dar să știi că oamenii sunt foarte răi, sunt foarte invidioși. Am avut odată, trebuie să spun o poveste, nu știu dacă trebuie să o spun sau nu, a stat cineva în apartamentul în care stau eu și în apartament, firesc, era din partea casei, erau puse tot felul de chipsuri produse de acești oameni. Acei oameni au făcut era vorba de niște vedete. Nu le dăm nume că sunt mari, dar sunt ipocrite. Au făcut instastory cu apartamentul, l-au postat, văzând pe urmă din postare că au postat și chipsurile, au șters postarea și au făcut o altă postare fără chipsuri. Rușine să le fie, pentru că sunt vedete mari din România, sau mă rog, nu-și merită statutul de vedetă, pentru că erau două variante. Dom'le, dacă îi fac reclamă, trebuie să-mi dea bani, că le-am postat chipsurile. A doua variantă, nu, că sunt ale ăstora. Dacă nu-ți place hotelul sau nu-ți plac de ăștia, în ghilimele, le-a spus, de ce stai în hotelul lor? De ce ești ipocrit? De ce pui să scoți din cameră și din frigider toate produsele făcute de acești oameni?
în fabricile lor, dar stai în hotelul lor, ipocrizie maximă. Ori nu mai stai, pentru că nu-i suporți, asta e balcanismul și gelozia oamenilor din noi, ori accept toate astea. Dar tocmai asta vă spun, eu iubesc acest hotel, acești oameni care fac lucruri. Nu există om fără de păcat, fără, eu știu, să fie perfect. Dar totuși, când există oameni care fac, atunci trebuie să fac. Așa cum am spus și mai devreme, un primar extraordinar, un prefect perfect, care face lucruri de-a lungul timpului perfecte, sunteți norocoși. Și să nu uităm pe președintele Consiliului Județean. Păi, eu vreau să vă spun bine, domnul Bolojan pentru mine de peste, da? De el vreau să spun, dar știe de la cine fac referire. Nu, sunt oameni minunați. Și repet, sunt onorat și mândru că în acest oraș intru tot timpul în contact numai cu persoane de cea mai bună calitate, de la cele legate de profesie până la cele legate de amiciție, Horeca și hotelier și așa mai departe. Și pentru că tu suntem la capitolul despre ce îți place și ce nu îți place, spune-ne care sunt cele 5 lucruri pe care oamenii nu le știu despre tine, bune sau rele? Oamenii nu știu despre mine că și eu sunt tot om, că sunt urcat pe un piedestal imaginar datorită a ceea ce fac, a jobului pe care l-am dat. La urmă, sunt un om cu sentimente, cu trăiri, cu emoții, cu probleme, cu bucurii pe care le împart uneori cu voi prin intermediul rețelelor de socializare. Uneori nu le pot, adică nu se pot vedea pentru că nu poți posta pe Instagram sau Facebook când ești trist sau când plâng sau când ai probleme cu angajații și că nu ai 100 de angajați și ai problemă cu salariile, că nu sunt bani. Se întâmplă. Botezatul nu este absolvit de astfel de probleme. Muncesc foarte mult, deși poate n-aș mai avea nevoie. Îmi place să muncesc, să ajut oameni, să îmi pun amprenta pe manechine, instituții cu care eu lucrez, să promovez oameni care au nevoie poate de ajutorul meu necondiționat. Dumnezeu mi este martor că nu fac nimic pentru bani, pentru că am bani suficienți. Am defecte? Da, am. Sunt, pentru că sunt un săgetător veritabil cu ascendent în leu și cald de foc, îți dai seama, toate numai pe foc. Nu sunt diplomat, spun lucrurilor pe nume, îmi place să spun direct în față ce am de spus, după care sunt prieten ca prima, nu țin ranchiună, dar dacă nu-ți spun, simt că mă gâtui aici și eu cred că asta este o chestie constructivă. Sunt foarte altruist, nu suport minciuna, nu suport oamenii perverși. Nu sunt cel mai perfect om, din contră, așa cum spuneam, am multe defecte, dar încerc să, defectele pe care le am și de care îmi dau seama, încerc să le repar din mers. Ce să spun, 5, cred că ți-am spus mai multe, nu? Posibil. Și care sunt miturile pe care le citim prin ziare și ai putea să le demontezi? Să scriu o groază de prostii. Primul în televiziunile, m-am săturat de televiziuni care iau știri de acum 5-6 ani și le aduc în prim plan pentru că nu mai vând și într-adevăr numele Botezatul face rating și vinde. Eu dacă spun m-am lovit la unghia asta acum la tine în emisiune, cu siguranță mâine apare la un post mare de televiziune, din păcate, nu o să-i dau numele că nu vreau să mă răzbun pe ei, am înțeles, vor rating sau la un ziar mare, apare Botezatul este grav rănit, poze de acum 5 ani de la operația de cancer pe patul de spital cu sânge, dar de fapt, pe urmă, în text spune că m-am lovit la unghia asta. Deci asta nu este presă, asta nu este televiziune. Dragi jurnaliști și oameni de televiziune, nu uitați că orice știre, conform unor reguli scrise, se dă pe bază în momentul în care verificați din cele 3 surse informația. Nu se mai face asta și asta înseamnă că nu sunteți profesioniști. Dacă aveți o informație, în primul rând, verificați-o. În primul rând, puteți să mă sunați pe mine, că nu sunt un om inaccesibil, și apoi dați știrea. Sau dacă vreți cancan și sânge, cum se spune, putem face, că iar vă înțeleg și vă înțeleg de ani de zile, putem face în așa fel încât să dăm o informație reală, ușor condimentată. Dar nu spuneți neadevărul pentru că mi-afectează familia. De multe ori s-a scris că sunt bolnav, că am căzut, că m-am înnecat, că am căzut cu avioane și așa mai departe și eu eram bine mersi. Dar până se au legătura cu familia, rău era făcut și mama mea sau tatăl meu erau cu inima așa. E păcat să li se întâmple ceva, că apoi aș declanța un tsunami și oricum avocații mei n-au ce să facă.
Pe urmă, mă deranjează foarte tare chestia cu oja neagră la picioare. Atâta în cultură n-am văzut niciodată și le-am explicat oamenilor de 100 de ori ce înseamnă această ojă neagră la picioare. Eu la mâini n-am. Este un trend. Este un trend care nu e de anul ăsta, nici de anul trecut. E un trend care poate fi numit trend gotic, pentru că în trendul gotic veți găsi bărbați, mă refer la bărbați, că femeile își fac, cu ojă neagră, atât la mâini cât și la picioare, sau un trend rock. La fel, toți mari rockeri ai lumii, nume grele, au la mâini unghii lungi, cu ojă neagră și așa mai departe, damite la picioare. Și nu în ultimul rând, este un trend fashion. De foarte mulți ani veți vedea vedete internaționale, de începând de la Ronaldo, Bruce Willis, foarte, foarte mulți care au ojă neagră la picioare pentru că este fashion. Nu are nicio legătură cu altceva, cu sexualitate, cu imbecilitate și cu chestii de oameni retarzi și inculți. Lăsați balcanismul ăsta și înainte de a scrie un comentariu sau m-am întrebat o astfel de inepție, dați un Google ca să nu mă faceți de râs. N-am timp să vă răspund că v-aș răspunde cu aceeași monedă, dar elegant, și nu vreau să vă rănesc pentru că oricum pe mine nu mă afectează. Alte lucruri care se spun și care nu sunt reale? O să mai aduc aminte pe parcurs. Nu sunt foarte multe lucruri. Eu sunt ca o carte deschisă, tocmai de aceea am scris și niște cărți. Sunt ca o carte deschisă, ce am în, știi cu vorba română, ce am în gușă și în căpușă. Spun, întreb, nu mă deranjează nimic, îmi asum, sunt asumat, indiferent ce s-ar spune de mine, adevărat sau neadevărat. Nu cred că e problema nimănui. Nu cred că dacă eu fac ceva, atâta timp cât nu deranjez fonic, sonor, vizual, societatea în care trăiesc, eu nu cred că ar trebui să fie nimeni interesat de ceea ce fac eu în particular, în viața privată. Dar, repet, și aceasta e destul de clean, pentru că sunt printre puținele persoane publice care a înțeles că ca să fii tot timpul tot, să te menții în top peste 30 de ani, trebuie să sacrifici ceva. Eu m-am sacrificat viața personală. De-aia sunt unde sunt, de-aia sunt cine sunt. Nu poți să le ai pe toate. Am pus în balanță și am văzut că pentru mine contează mai mult profesia și ceea ce fac. Și atunci sacrificiul suprem a fost că poate nu am o familie, am doi copii, am niște părinți minunați, o mamă minunată pe care o iubesc extraordinar de mult, un tată cu care mă mai cer din când în când, pentru că așa, astea sunt chestii firești, dar sunt dedicat în proporție de 90% profesiei mele, carierei mele, oamenilor, mă aflu de altfel în slujba oamenilor. Sunt conștient că datorită consumatorilor și fanilor Cătălin Botezatu exist și tocmai de aceea atunci trebuie să-i respect, să nu-i jignesc, să nu jignesc, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare, să nu epatez, să nu eclisez tot felul de chestii. Da, poate uneori aparițiile mele sunt spectaculoase, dar asta nu sunt nici cu nicio intenție, din contră. Știu cine sunt, nu pot spune că știu de unde am plecat, pentru că n-am plecat ca mulți alții, știi, unii spun, am plecat de jos, nu e cazul, provin dintr-o familie super ok, dar asta n-a însemnat că de la 18 ani ei au spus ok, ești pe cont propriu, tocmai pentru a mă motiva. Am muncit foarte mult, tot ceea ce am făcut, am făcut pe propriile mele puteri, am muncit, repet, foarte, foarte mult, am studiat foarte mult, n-am mai avut niciun sprijin financiar de la părinți, dar satisfacția a fost enormă, pentru că acum îi ajut eu pe părinți atunci când au nevoie și asta este un mare lucru. Care au fost cele mai mari provocări pe plan personal sau profesional și cum mai reușit să le depășești? Provocări sunt tot timpul. Viața fără provocări ar fi una sterilă, ar fi una fadă. Nu pot spune. În orice zi există o provocare. Orice, eu știu, prezentare este un challenge pentru mine. Orice lucru pe care vreau să-l fac la grande e un challenge, e o provocare. Și atunci nu pot să spun că una e mai mare sau una e mai mică. Și sunt și persoana care nu visează că ai vers pe pereți. În momentul în care îmi propun să fac anumite lucruri, propun să fac anumite proiecte, nu mă gândesc că vreau să fac cine știe ce, dacă știu că nu le fac. Da, și le fac tot timpul step by step. Nu sunt etape, așa cum sar tinerii din ziua de astăzi și cum, în general, această generație nouă vrea să urce direct în vârf, fără a urca treptele sociale firești. Nu poți să ajungi, sau poți să ajungi cu banii lui tata, mamei și așa mai departe, a familiei, dar sărind aceste trepte sociale, când vei ajunge în vârst, nu vei ști ce se întâmplă pe treptele pe care,
trebuie să se întâmple pe treptele pe care le-ai sărit. Și atunci nu vei avea experiență. Eu am spus-o și o spun tot timpul, mă gândesc cu groază la aceste generații care vin, care mâine, în ghilimele spus, ne vor conduce, vor fi cei care ne vor conduce și mă gândesc dacă sunt în stare să facă asta și dacă sunt în stare să ne asigure, la urma urmei, lăsând la parte orice, asta e realitatea, să ne asigure nouă celor care încet, încet îmbătrânim și clepsidra mai are puțin nisip întoarsă fiind, ne asigure niște bătrâneți, niște pensii, o viață normală, firească, bine, nu de huzur, că la urma urmei acum fac referire la mase, mi se pare foarte greu. Mi se pare foarte greu pentru că politic vorbind, pentru că acum fac referire la politic, acum e bine. Chiar dacă lumea se ceartă și dar peste câțiva ani, când veni aceste generații la putere, cred că va fi haos. Ai fost format chiar de la început de Gianni Versace. Care au fost cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la el și le-ai și aplicat în viață sau în modă? Am avut niște șanse extraordinare în lumea fashion-ului să cunosc persoane importante, să lucrez cu persoane importante. Categoric, stilul Versace este unul inconfundabil și este, a rămas și în continuare și în zilele noastre. Faptul că mi-am făcut practica în atelierele Via Gesù din Milano și faptul că, da, mi s-a oferit la un moment dat șansa să rămân să lucrez pentru el, dar datorită, nu știu dacă spun, dacă datorită sau din cauza orgolilor pe care le-am avut și patriotismului meu, am zis nu rămân eu slug aici la stăpân, mă duc în țara mea, unde totul e pregătit și vreau să demonstrez că și un român poate să facă lucrurile la grande. Și am demonstrat, zic eu, asta. Dar am învățat de la el multe lucruri. Am învățat l-am studiat așa în amănunt. Am studiat creativitatea pe care avea, debordantă, pe care de multe ori eu pondera donată la Versace. Era debordant în ale creației. Făcea atât el, au mai rămas puțin creatori în lume care fac, el și Armani mai face acum acest lucru de care vreau să vă spun, care făcea totul de la accesorii, pantofi, încălțăminte, muzică, regie, scenografie până când își dădea drumul la manechină pe șină. E bine, asta am învățat și asta fac și eu de atunci. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, am fost cooptat de foarte multe case de modă importante de afară, cu un renume wow, să lucrez pentru ei, tocmai pentru că știam să fac tot acest flux, dar din același patriotism, poate unor prostesc, pentru că unor zic, ce caut aici? Trebuie să rămână cineva să stingă și lumina și sunt patriot. Am refuzat să plec. Dar asta n-a însemnat că n-am avut niște colaborări fantastice cu niște case de modă. Gândește-te că pe vremuri, când eram mic, mă îmbrăcam mama de pe, din Neckerman, Vele sau Otto. Cine credea că la numai 20 de ani după am devenit creator pentru Neckerman și Quelle pentru timp de 5 ani și m-am vândut în peste 20 de țări din Europa. Deci nu mi-am imaginat niciodată atunci când mă îmbrăcam și eram un copilaj de 5-6 ani și mă îmbrăcam și Spielhosene din aceste reviste că voi deveni creator acestor brand-uri sau că voi crea pentru lui Strenker sau că voi avea oferte de la Paco Rabanne sau nu am să mai spun ofertele mari de la alte case de modă pentru că lumea o să spună că mă lau și chiar nu vreau să mă lau. Cum s-a schimbat moda în România de-a lungul timpului și care sunt tendințele actuale? Moda se schimbă tot timpul, dar revine. Roata nu se mai poate inventa. Eu spun tot timpul, creatori de modă cu acest statut sunt foarte puțini. Noi suntem designer. Creatori a fost Coco Chanel, a fost Dior, a fost Gucci, Versace, pentru că a lansat și el a fost inițiatorul unui trend, atât din punct de vedere al outfit-urilor, al show-urilor, dar și al show, când spun show-uri, el a fost cel care a lansat și a impus această modă pe keto persoanelor și vedetelor tip Hollywood. El a adus pentru prima oară vedete, el a îmbrăcat pentru prima oară, așa a avut ideea asta să îmbrace vedete mari, cântăreți și așa mai departe, ceea ce a creat un stil, un curent. A fost un, să spun eu, un om extraordinar, un om mare care a lăsat în urmă lui și care a putut fi copiat în sensul bun al cuvântului. Deci
Sunt multe de discutat referitor la întrebarea ta, dar ca să vorbim de, să venim în zilele noastre și la ce se poartă, putem spune că se poartă orice. Acum este permis să asociezi orice cu orice, dar depinde de stylingul pe care îl faci. Chiar este permis uneori să faci styling-uri greșite la o anumită limită. Limita kitsch-ului este un alt stil, dar care trebuie foarte, foarte bine controlat. De exemplu, există un alt stil și un alt trend care, da, sună ciudat, porn chic. Când te gândești la porn chic, zic, doamne, what the fuck, ce mai e și asta? Da, e un stil, dar la fel, extrem de bine studiat, care arată perfect, care este foarte sexy, foarte cool, foarte tineresc, dar, repet, trebuie să-l stăpânești, pentru că altfel n-ai cum să faci ca și la cel de kitsch. Să nu-l duci în zona vulgarului până la urmă, în zona vulgarului. La polul opus sunt, bineînțeles, trendurile clasice, elegante, așa vorbeam mai devreme de Armani, care rămâne, eu știu, regele produselor elegante. Știi, apropo de Armani și Versace, că mi-am adus aminte, ei se tachinau și spuneau, când făceau colecții și spuneau, Versace spunea, Giorgio, tu faci haine pentru nevestele bărbaților, eu fac haine pentru amante. Așa că așa e și moda de astăzi. Sunt haine și haine, sunt tricotaje și tricotaje. E foarte bine, că tot vorbim de tricotaje, să îmbraci întreaga plajă. Pentru că, uite, aici la Amavi, dacă stau să mă gândesc, poți îmbrăca de la bărbați, că e important să faci și pentru bărbați, până la, eu știu, produse sport, produse elegante, produse de seară, absolut tot. În momentul în care îmbraci toată plaja asta și să satisfaci toate gusturile și toate vârstele, atunci înseamnă că ești complet și complex. Se poartă foarte mult alb. Avem în spate aici, o să, pentru că suntem la Amavi, o să exemplificăm pe, este o colecție care a fost la Paris, care a avut succes, deci non culoarea alb. Chiar dacă este iarna, este un must. Deci iarna este o fiță să vă îmbrăcați în alb. Tocmai de aia, ce ați văzut, tricotaje în alb, pufoaice în alb, totul este în alb. Aici avem această colecție, repet, care a avut succes din tricotaje, combinații de tricotaje cu dantelă, tricotaje cu motive, cu spărturi, cu, ce să vă zic, cu colul ruleuri, tipul acela de col ruleu, cu amașul americană, tricotajul tip furou, mult alb și multe tricotaje purtați, pentru că nu, plus că tricotaje nu vor avea moarte niciodată, niciun sezon. Apoi se poartă foarte mult culoarea, fie că sunt în tricotaje, fie că sunt în zona de haute couture. Multă culoare, explozie de culoare. Când spun asta, fac referire la verde, culori fosforescente, galben, bineînțeles, un must sunt culorile pământului. Nuanțe de bej, grej, maron, combinațiile de maron sunt e o nebunie. Iar dacă vorbim de zona de lux, haute couture, bineînțeles că materiale extrem de lucrate, cu multă manualitate, materiale de mii de euro metru și de zeci de mii de euro produsul, outfitul în sine. Iar bineînțeles, chiar dacă ecologiștii acum ne vor certa, blănurile. Dar dacă nu vrem să ne certe, nu punem blănuri naturale, punem blănuri artificiale, pielea parșivă, deci nu cea naturală, iară se poartă foarte mult. Cam atât. Bine, putem vorbi mult despre asta și de încălțăminte și de accesorii. Accesoriile sunt supradimensionate, sunt mari, gențile se devin din ce în ce mai ciudate, nu mai îmbrac acea formă de piele, au tot felul de intarsii, inclusiv de tricotaje. Veți vedea genți tricotate care au doar interiorul din piele, ceva nou și ceva la fel de spectaculos și elegant și de, la urma urmei, de cool. Pantofi. Stiletto, pantoful stiletto întotdeauna va face ca o femeie să fie elegantă, să fie grațioasă, să fie feminină. Adică, întotdeauna, eu sunt de acord și cu pantofii, mă bucur că port stiletto și roșu și ești îmbrăcată în roșu și în Amavi, este foarte bine, by the way, dar pentru mine când vezi o femeie pe tocuri,
chiar dacă nu trebuie să fie frumoasă, că ambalajul e trecător, dar are feminitate, are acel ceva. Vezi picioarele? Nu trebuie să aibă picioare de manechină, că toată lumea crede, domnule, femeia să se fie cu o manechină. Nu, pe alea trebuie să prezentăm produsele. Dar dacă ar fi, am putea să prezentăm și pe femei cu forme și să facă astfel de prezentări. Dar, în general, asta e prototipul, facem pe manechină. Dar femeia adevărată, femeie, nu trebuie să fie frumoasă, trebuie să aibă caracter, trebuie să aibă grație, trebuie să aibă eleganță, trebuie să aibă eleganță în mișcări, trebuie să aibă un număr de circumvoluțiuni, pentru că trebuie să poți să porți orice discuție cu ea. Fie că ți este prietenă, fie că ți este amantă, fie că ți este soție. Dacă nu are aceste calități, degeaba este lângă tine, degeaba se îmbracă frumos. Da? Și repet, nu vă mai faceți complexe, doamnelor, dacă s-a pus un kilogram sau dacă sunteți mai slabe. Ambalajul ăsta în timp este perisabil. Rămâne doar ce aveți aici, ce puteți discuta, pentru că asta e foarte important, și cum puteți să vă cuceriți interlocutorii, niște prieteni, un iubit, un soț. Pentru că numai așa puteți să-i țineți alături de noastră. Altfel, deveniți sterilă, neimportantă și asta e. Și ca să revenim pe zona de fashion, ce sfaturi le-ai dat tinerilor care vor să-și urmeze visul sau să facă o carieră în acest domeniu, în industria modei? Sincer? Da. Eu sunt sincer. Așa ai spus. Asta e o chestie grea. Știi că sunt foarte mulți care vor fac fashion, e ușor. Nu e ușor deloc. Ca să faci fashion trebuie să ai în spate financiar cât China, cât zidul din China. Nu e ușor să faci fashion. Mulți termină facultăți de design și se văd deja designer. Sau își fac așa o bocceluță cu 10 țoale și se duc și pe umbră pe la tot felul de televiziuni cu bocceluța aia șifonată, hainele alea șifonate și se dau mai designer. Aia e prostituție. De multe ori soții cu bani, ca să scape de iubite, amante sau cea în dotare, le fac ori o croitorie cu două croitorese, ori un salon de frumusețe. Ca să scape de ele de acasă, ca să nu-i mai toace la cap. Bineînțeles că ele mor, sunt meteorice, da. Nu trebuie să râdem. Asta e. Eu sunt sătul de astfel de domnișoare. La băieți nu, aia sunt mai penibile în alte zone. Dar aia sunt cu mușchii, cu sala, să arate, aia au devenit altceva. Mai rău decât femeile, știi la ce fac referire. Dar la femeie e chestia asta. Ce ești? Designer. Pe bune, aș avea o vorbă, da, totuși îți respect publicul. Ești designer? Dar ce ai făcut? Ce ai creat? Ai luat de la tur și ai schimbat eticheta? Sau ai copiat niște modele și ești designer? Și sau mai nou, ce ești? Influenceriță. Vorba la Luca Bădulescu, să moară Spania și Marea Britanie. Influenceriță la ce? Că tu te duci și te pozești, îți pozezi buzele care ți le-a pus domnul doctor pe barter, sânii care ți le-a pus alt domnul doctor și sunt așa aici, tot pe bartere și tu ești influenceră. La ce influențe? Ce ai făcut tu înainte? Ce faci tu acum? Și ce faci tu după? Ce lași societății? Cu ce m-ai influențat pe mine? Că mi-arăți că ți-ai făcut de două de-astea în buze și 10 silicoane? Nu. Sau că te duci pe Moca. A bine, și eu să nu ne înțelegem. Și eu mă duc și promovez pe tot felul de locații. Dar asta este altceva. Eu am un statut. Dar tu nu ai niciun statut. M-am sătut. Sunt câteva pe care le respect și care sunt super mișto și sunt prietenele mele, dar nu pentru că sunt prietenele mele, respect, pentru că fac, a fi influencer înseamnă a avea o întreagă echipă în spate mare, care muncește pentru tine, care montează, care e plătită. Dar când vezi astea care toată ziua, bună ziua, să moară, pardon, trebuie să vorbesc urât, da, pot să vorbesc că e podcast, dar nu urât, dar mă intrigă faptul că nene, în fiecare weekend sunt la câte un hotel, căpușesc un hotel, căpușesc un restaurant, unde mănâncă pe Moca, căpușesc o cremă, un fard, o bomboană, un fursec, o cafea, orice să produc, orice nene, să mănânce Moca sau să ia 5 lei. Eu sunt de acord. Dacă vrei să te vinzi, vinde, da, pe bani mulți. Dacă ai ce? Dacă tu ai 3 followers, dintre care 2 sunt bunică ta și bunică tu și a treilea e maică ta, cum ești influență? Nu? Am dreptate? Da. Pe tine ce te inspiră atunci când creezi o colecție? Orice. Inspirația mea, cred că am inspirație pentru încă 100 de ani de aici încolo, dar viața știm că e cum e. O să mă inspir de la o stare personală, de bine sau de rău.
de la un film, de la, din natură, de la un scandal, de la o stare de bine, de la un peisaj, de la orice poate fi motiv de inspirație. Bună oară, am să-ți dau și exemple. Când am studiat budismul, am făcut Buddha Bar Collection. Când am fost într-o perioadă mai neagră, am creat o colecție numai negru, numai cu voaluri negre, mă rog. Apoi, dându-mi seama că doar Dumnezeu este Cel care mă poate ajuta, am creat Ameno, o colecție cu direcție, cu o țintă direct către Dumnezeu. Nu știu, am văzut un film, mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, Top Gun. Am făcut și chiar acum o refac, colecția Aviator. Toate colecțiile mele, de fapt, au o temă, au un nume, ne pornesc de la o poveste. Pentru că așa e firesc, nu facem o colecție ca să meargă acolo pe scenă, dus întors și asta e tot. Nu, mi-mi place să fac cu poveste. Și asta am învățat tot de la Gianni Versace, am învățat de la celebriul Terry Mugler, care a avut cele mai frumoase show-uri, și când spun asta, pentru cei care știu, spun de show-urile de la Cirque du Soleil, care erau spectaculoase, de la Jean-Paul Gaultier, care făcea show-uri. Sunt câțiva care au făcut niște show-uri, Chanel, Dior, dar îmi place să fac asta. E un challenge, dacă vorbeam de provocări. Să faci o muzică anume, totul să fie pe baza unei povești. Și asta, să știi că fac și cu prietenii mei de la Amavi, pentru că am pe ce, am cu ce. Că e foarte important să lucrezi cu cineva, dar să ai material, să ai carne, cum spun eu. Că deja, dacă vrei, dar nu ai minunățiile astea, n-ai cu ce să faci. Când ai, inspirația atunci vine. Styling, când văd așa ceva, imediat am tot felul de idei, tot felul de styling-uri. Pentru că, odată pentru că sunt colecțiile astea frumoase, doi pentru că îmi sunt dragi și vreau să-i ajut, și trei pentru că chiar merită. Sunt the best. Și atunci, când întâlnești oameni în orice domeniu ca ei, ești mândru că colaborezi și că ai prieteni și oameni în jurul tău de cea mai bună calitate. Care este cel mai, știu că a fost, sau cu siguranță au fost foarte multe, cel mai memorabil moment din cariera ta și de ce? Era o întrebare grea și simplă. Memorabil este fiecare secundă când ies la sfârșitul unei prezentări. Știți ce se întâmplă? Toată munca mea de luni de zile se materializează în acel minut când ies pe scenă, intru, ies și văd că am satisfacția muncii. Și atunci îmi dau seama că am reușit. Alea sunt memorabile. Când primesc un premiu, chiar dacă sunt sute, este încoronarea mea la nivel național sau internațional că sunt bun. Și când spun la nivel internațional, mă mândesc cu faptul că am făcut una bela figura pentru România și că ăia de afară care m-au premiat, au premiat un român. Am avut foarte multe momente de satisfacții personale, profesionale, așa cum am avut și foarte multe momente în care nu am fost satisfăcut nici profesional și viața m-a dus așa pe up and down-uri. Nu pot să-ți dau un exemplu. Chiar n-am cum, că nu știu. Sunt mai multe, cu siguranță, sau toate, toate găsești. Da, frumosul. Toate găsești câte ceva. Cum ai reușit să te adaptezi la schimbările din industria modei, la cele tehnologice și mai ales cele din mediul online? Schimbările le facem noi, cu acordul nostru. Le face societatea, le fac timpurile, le face faptul că trebuie să fim tot timpul adaptați și updatați. Adică trebuie să ne gândim că vremea trece, totul se schimbă, știi, cu toții ne amuzăm acum, cum acum nu știu câți ani ne amuzam când vedeam prin filme telefoanele mobile sau tot felul de alte device-uri care ziceam, asta nu există, uite că există. Trebuie să ne adaptăm la ideea că în viitor vom lucra poate cu mai puțini oameni și cu mai mulți roboți. E o realitate, da. O realitate destul de delicată și de discutabilă. Trebuie să ne adaptăm la faptul că poate prezentările pe viitor vor fi, deja s-a întâmplat asta în pandemie, virtuale, și atunci trebuie să facem show-uri spectaculoase și virtual, care poate pot costa de 10.000 de ori mai mult decât un show real cu manechine și așa mai departe. Nu știu, n-am temeri, nu mă gândesc ce va fi. Voi prelua așa din mers fiecare lucru care se întâmplă nou în tehnologie și pe măsura, în măsura în care pot să asimilez acest lucru, îl voi face.
cum gestionezi critica din industrie și în același timp din partea publicului și cum... Vis-a-vis de mine, da. Nu mă interesează. Sau presiunea. Critica din industrie pentru mine nu există, pentru că să fie ca botezatul, și aici poate lumea să spună că nu sunt modest, trebuie să se nască de 10 ori în lup. Și știi de ce? Pentru că botezatul, ce spuneam mai devreme, și-a sacrificat viața, și-a face personală, viața, sănătatea, știi foarte bine că pentru cât am trecut, ei nu o să facă niciodată nimic. Toți vor să ajungă mari designer sau să ajungă persoane publice, dar fără să facă nimic și fără să sacrifice nimic. Și atunci, bârfe, dacă sunt, nu mă interesează, pentru că vin de la niște oameni sterili, de la niște oameni care nu știu ce înseamnă munca, provocările lor nu mă interesează, bine, nici nu sunt. Ce mai era acolo? Ce m-ai întrebat? Că mai era ceva, parcă interesant, care m-a incitat. Presiunea din partea industriei și a publicului. N-am nicio presiune din partea industriei, știu că sunt cel mai bun și voi fi cel mai bun. Repet, și chiar dacă nu ești, trebuie să spui tot timpul. Și că ești la început, că ești la mijloc, sunt cel mai bun. Asta e o chestie de pozitivitate. Sunt cel mai bun, eu o să fiu și mai bun. Nu am nicio presiune. Industria e industrie, evoluează, te adaptezi pieții, așa cum am făcut-o în pandemie. Cu toții ne-am adaptat unei piețe de pandemie, de criză. Poate, Doamne ferește, ne adaptăm și unei piețe de război. Pentru cine nu știe, să știți că industria textilă în vreme de război a câștigat foarte mult. Poți să faci mulți bani pe vreme de război sau de pandemie. Da, uite, îți dau un exemplu. O să mă întreb de ce de război. Știi de ce? Pentru că pe vreme de război se fac uniforme, se fac chiloții aceia tip ASB lungi, așa, și poți să faci mii și mii de produse. Deci poți să scoți bani. Nu mai vindem haute couture, nu mai vindem produse albe frumoase, vindem uniforme. Pentru că, uite, Amavi poate să facă și asta. Sau în, la începuturile războiului în Ucraina, știu că au fost alții care au creat perne și alte obiecte de care aveau nevoie soldații. Păi da, asta spun, poți să creezi orice, oamenii. De la perne, rucsaci, orice, bocanci, tot. Toată plaja asta a fashion-ului va putea face ceva. Așa că nu-i bai. Dar nu ne dorim nici război, nu ne mai dorim nici pandemii. Acum nu o să vorbim ca misurile pace și salvăm balenele. Nu dorim ca toate aceste conflicte să se rezolve amiabil, să se rezolve cu creier, fără interese, pentru că la urma urmei trebuie să fii imbecil și retar să nu realizezi că tot ce se întâmplă la nivel mondial și vis-a-vis de războaie țin de niște interese ale unor oameni, are unor politicieni mari, dar noi suntem prea mici pentru a interveni și așa stăm deocamdată la cheremul lor. Dar dacă cumva suntem călcați pe coadă, noi ca națiune, ca români, pentru că știu că românii sunt și bătăioși, ar trebui să ia câte o poziție. Sau dacă nu noi, ca popor, măcar cei care ne guvernează sau care vor veni la putere să facă acest lucru, să nu fim călcați pe cap chiar în halul ăsta. Ce obiective viitoare ai, ce proiecte de viitor ai pe plan personal sau profesional? Păi uite, plec pentru că Antonul este viața mea și colaborând tot timpul cu ei, fiind imagine Kaufland și Antol și așa mai departe, plec acum la Dubai, la Antol Dubai, săptămâna viitoare începe, dar bineînțeles că îmi vin utilul cu plăcutul, acolo fac și o prezentare de modă la celebrul hotel SLS, bineînțeles că nu mă duc doar eu. Iau și o mică colecție de la Amavi, că nu se poate fără Amavi. Deci colecție prezentate către Limboțatul și Amavi la SLS, la Dubai și Antol. De acolo zbor din la New York, groaznic, 16 ore. De la New York mă întorc la Oradea, pentru că am un shooting foto pentru Benvenuti. Apoi plec la săptămâna la model la Paris, tot cu Amavi. Avem show-ul la celebrul hotel Ritz împreună și prezentarea de modă, atât Botezatul cât și Amavi. Termin cu Parisul, vin la Cluj unde am un show într-o locație minunată, Wonderland, cu ocazia Zilei Femei. Și apoi mă întorc la Oradea unde te invit, vă invit și invit pe toți orădenii la cel mai, într-o locație superbă, la cel mai tare show. A făcut un show aniversar de brandul Renzo Bertini și Benvenuti, alți prieteni de-ai mei de aici din Oradea. Mulțumesc tare mult pentru timpul acordat, pentru răspunsurile sincere
și vouă tuturor vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă invit să urmăriți acest podcast pe Viața pe Contrasens și să share-uiți, evident, acest material dacă v-a plăcut, respectiv să vă abonați la canalul de YouTube Viața pe Contrasens. Mulțumim pentru găzduire Amavi și pentru ținută de asemenea și celui din spatele camerelor de filmat, Gabi Dios, pentru profesionalism. Așadar, Viața pe Contrasens, că așa e în viață. Ești tot timpul pe contrasens. Mulțumesc!